Salutare tuturor, boșilor, Mișo aici, bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon, e cu un nou episod, da, de fapt, când am mai filmat Forza Horizon, eu sunt Mișu și boșilor urăsc când trebuie să mergi cu mașina Forza Horizon, adică mereu. Uite și tu, nici măcar n-am ajuns la timp, ești nebun la cap, adică, na. Deci puteam să ajung și n-am ajuns. Deci faci de drift în mașina asta, alunecă, zici că e pe gheață. Asta mi se pare nașpa. Normal, îți dai seama că avem prieteni. Hai, 55 măcar. Hai că am reușit. Așa mă, fraților. O stea, două stele. Ia uite, ce am câștigat. Ce frumos dansează. Boșilor, nu știu ce vreau să fac acum. Cred că aș vrea să mai fac o cursă ceva. Ați văzut ce level mare am? 117 aproape. Aoleu, și mi-a dat mașina asta de rahat. Ia să vedem ce curse mai sunt pe aici. Ceva. Totuși vreau să merg până la ăsta. Vreau să văd ce mașini am eu aici în garaj sau ce mașini pot să cumpăr. Pentru că sunt mașini multe de vânzare, gen. Și vreau să văd dacă găsesc o mașină pe placul meu. Adică am Mitsubishi-le și chestii de astea. Auction house. My auctions. Ar trebui să mai pun niște mașini la vânzare. Ok. Oh fuck, cred că am apăsat pe exact. Dar cum îi dau să văd toate mașinile? Așa. Volkswagen. Toyota Supra nu cred că are aici. Honda. Sau hai să facem un Subaru. Să vedem ce Subaru sunt pe aici. Doar ăsta vechi nu este și ăla BRZ. Nu cred că îl au. Dar destul de ieftine astea. De vreau ceva mai altceva, ceva mai altceva. Shelby, Renault, Pontiac, un BMW ceva. Avem și Nissan acolo. Mazda nu-mi plac. Ești tot Maserati care îmi place tare de tot. Dar sunt numai de astea vechi aici. Uite-l. Asta este unul. Ia să vedem, mai este și altul. Poate mai tunat, cine știe. Ah, ok. Da, deci primul. Pe ăla luăm. Asta. Mașina asta o vreau. Auction complete winner. E cumpărată deja. Păi și ce mai este acolo? De ce este acolo? Un Maserati. Uite-l. S2. Oho, ăsta vreau. Zic că nu-i cumpărat. Buyout. Maseratiul ăsta rupe, e ruper. Bă, de ce nu i-am dat collect? Îi dăm collect acum. Am multe, multe mașini și mulți. Bine, n-am prea mulți bani, dar am multe mașini în schimb. Așa, și acum garaj, my cars.
Maserati. Păi, dar unde e Maserati, mă? Cred că m-a scos din garaj acum. Mamă, nu. Ia uite. Deci asta e super tare. Ăsta da, Maserati. Design paint. Ce paint job să-i punem la asta? Asta cu Gucci. De ce nu mă lasă să le iau? Hai să vedem ce motorizări putem să-i facem la mașina asta. Poate o ducem până în 500 de cai. Deși nu cred. Arată mișto așa. Și cum îi dau și eu un tuning? Custom upgrade. Ia să vedem. Hai că se poate și mai bine, boșilor. Mult mai bine. Hop, stai că am luat toba greșită. Mă, iarăși, mă. Păi asta ajunge până în... până nu știu cât. O să vedem acum ce cai putere putem să scoatem după ea. Mă, ieși, mă. Și frâne. Mamă, dacă câte chestii avem să-i punem. Suspensii. Eu vreau să am la handling ceva mai bun. Și roll cage-uri punem. Sau ce sunt alea? Asta e roll cage. Asta era roll cage. Bă, dar de ce mă chinu eu așa? Pur și simplu puteam să cumpăr un tuning. Abandon setup. Cum îi dădeai? Find new tunes custom. Aici, mă. Ia uite, S2 41. S2 41 am găsit maxim. Ia să vedem. S2 41 asta îl luăm. Deci nici nu știu de ce m-am chinuit eu să o tunez. Lasă, că o cumpărăm pe asta și e și mai ieftin, presupun. Și tunată, gata, e maxim, gen, n-ai ce să-i mai faci. Ia să o vedem acum. Să vedem cum merge. Ia uite-o ce frumoasă, deci iubesc spatele la mașina asta. Ia uite-o. Bă, dar e mișto tare. Gucci, Maserati. Și mai și plouă. Bă, dar are handling-ul destul de foarte bun. Adică nu faci drift și chestii de astea. Frânele-ți varză încă. Bine, și ud pe jos, ce pot să zic. Facem 0-100. Ok, sunteți gata? 1, 2, 3 și 1, 2, 3. Bă, în 3 secunde a prins 100. În 3 secunde 255 a prins acolo. Bă, hai că merge mașina asta. Adică nu te joci cu ea. Ia uite și pe iarbă ce drift face de... Nu o mai controlez pe asta. Dar gen să duci și are handling-ul extrem de bun. Păi în 3 secunde a prins 100, mă. Sau 2 secunde, ia să mai încercăm o dată. Mamă, dar ce alunecă. Deci frânele zvarză, varză. Când am zis varză, zvarză. Ia să vedem. 1, 2. Stai că eu am făcut prea repede 1, 2. Am făcut Ia să vedem încă o dată. Frână. 1,
2, 3, da, în 3 secunde prinde suta. Mașina asta e super, super, super rapidă. Glumesc, nu e super rapidă, dar are handling-ul bun. Hai să o luăm un pic pe drum să vedem ce fel merge. Deși ia curbele foarte bine. Frânele nu le are așa cu frânele prea mult. În schimb, curbele sunt curbe. Ia uite. Hai mă, că aproape am luat perfect cu curba acolo. Aproape perfect, dar mașina asta arată țiplă. Mai eu nu prea știu să merg cu ea. Ia uite. Bă, da, dacă ai tras frâna de mână, alunecă, frate, de ce alunecă? Ia uite. Deci alunecă de... nu mai controlez. Ia să vedem cât are top speed-ul. Să vedem cât are ea top speed-ul. Pe un drum mai drept. Foi, dar ce drift am făcut cu ea, mă. Hai că am prins 300. Dar cred că poate mai mult de 300. Mai mult ca sigur poate mai mult. 350. Huhu. Și frână. Am intrat în oraș. Deci mai... Mașina asta prinde maxim 350. Cred că prinde puțin mai mult, dar nu prea pot să o testez pe aici. Trebuia să mă duc pe autostradă. Dar 350, destul. Bine, aici e și în deal. În deal și nu prea... prea prinde 350 pe deal. Bă, dar ce handling are. Ia să văd aici. Prin 350 aici. Nu, nu prinde aici. Ba da, prin 350. Fai, dar ce mișto, ce mișto să conduce mașina asta. Asta da mașină. Bine, cam și mașini mai legendare și de astea, dar nu-mi plac. Asta e super mișto, ia uite. Mamă, dar ce mișto să merge cu ea, frate. Și nebun la cap. 350. 254, am prins acolo. A, era 250, nu 300. Lăsați-mi în comentarii să vedem ce mașini vreți să tunez. Ia uite-l pe ăsta, cu emo din Most Wanted. Aba nu e 90. Ia să vedem, face o cursă, o linie. Nu face. E bulangiu. Păi bun, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like. Și dacă dați like, ne revedem data viitoare.